Staful de campanie al celor de la PLR împreună cu liderii marcanți ai partidului au fost prezenți la Săuca, Pișcol și Santau pentru a discuta cu localnicii despre proiectul de țară al candidatului Călin Popescu Tăricianu, Claudiu Sula, președintele organizației municipale a PLR, Marcela Papici și Adrian Ștef, membru al Biroului Național al PLR, le-au vorbit oamenilor despre oferta electorală a partidului și au îndemnat pe cetățeni să se prezinte la vot pe data de 2 noiembrie.